Bună, Johan, vă salută din nou. În acest videoclip o să vă arăt un disc de tăiere. Se folosește la tăierea metalelor. Aici este o poză cu mai multe tipuri de materiale, și alamă, și inox, fontă, tablă. Este de 125, sunt și mai mari. Este un disc diamantat. Are sistemul X-Lock patentat de cei de la Bosch, dar funcționează sau se poate monta și pe un polizor care are piuliță M14. Am să fac câteva tăieturi într-un fier striat de 10 și ăsta are grosimea de 6. Aici sunt instrucțiunile, trebuie să vă uitați bine la aceste instrucțiuni pentru că sunt foarte utile. Ca siguranță sau în legătură cu siguranța, îmi place că este metalic și nu cred că se poate sparge. Celelalte clasice se pot sparge și din păcate există riscul accidentării. O să montez acest disc pe polizor. Și am să fac câteva tăieturi. O să contorizez sau o să încerc, dacă nu uit, să contorizez, să număr tăieturile și dacă o să pot, o să vă țin la curent cu contorizarea, câte tăieturi o să fac cu un asemenea disc. Nu uitați de ochelari, vizieră, dacă aveți mânuși de protecție, pentru că este foarte important. Apropo de discurile astea clasice, am văzut într-o piață acum 2 săptămâni un disc Bosch nou din 2006. Deci ăla nu este recomandabil să se monteze pe un polizor și să se taie cu asemenea disc, pentru că este foarte vechi. O să fac acest test. Sper că o să vă fie de folos. Asta e și relativ ușor, oricum eu nu mă grăbesc, am o viteză și aia e stricată, cum zic eu. O să prind și bucata asta de metal, asta la altă și o să vă, sper că se vede bine în cameră. Și o să fac și o tăietură și în acest profil. Da, văd că face taie ca lumea. Sper că acest videoclip o să vă fie de folos. Prețurile le găsiți pe internet. Consumabilele. Este în legătură cu consumabilele, la asta mă refer. Este important să fie de foarte bună calitate. Ăsta e discul. Ioan vă mulțumește că ați urmărit acest videoclip. Puteți să vă abonați la acest canal dacă doriți. O să mai postez și alte lucrări, mai postez și lucrări și alte videoclipuri cu scule sau accesorii, bineînțeles. Ioan vă mulțumește și vă dorește o zi faină.